Puțin oameni știu că această rachetă hipersonică rusească face inutilă apărarea antirachetă americană. Iar în raportul prezentat de Sputnik Globe, Putin creditează vehiculul planor hipersonic ca anularea apărărilor antirachete americane, cum ar fi scutul antirachetă de la De Veselu. Vă salut, dragi prieteni, bine ați venit pe canalul vostru, pe canalul Adevăruri Secrete. Iar în videoclipul de astăzi vom vorbi despre rachetele hipersonice care au șocat NATO, prezentate de Putin. Înainte să începem, nu uita să apeși pe butonul roșu de subscribe și pe clopoțelul din dreapta, bineînțeles total gratuit, astfel încât să vizionezi știri documentare, teorii incredibile, prezentate în premieră aici pe canalul vostru, pe canalul Adevăruri Secrete. Într-un interviu acordat de media rusă, președintele Vladimir Putin asigura că triada nucleară, atenția Rusiei, este mai modernă decât cea a oricărei alte țări și a reiterat că Moscova nu ar folosi niciodată arme atât de temute decât în cazul în care suveranitatea sa este amenințată. Însă știm foarte bine cum se pot face aceste lucruri și amenințări false pe care Putin le inventează când are el nevoie. Însă există un lucru despre care nimeni nu vorbește, și anume despre vehiculele planor hipersonice Avangard ale Rusiei, care sunt capabile să poarte arme nucleare și care fac inutile investițiile masive ale Statelor Unite în crearea unui sistem de apărare antirachetă, anunța, bineînțeles, Vladimir Putin, după părerea lui. Iată ce spunea acesta. Dacă calculați cât de mult costă apărările lor antirachete binecunoscute, unul dintre principalele componente pentru depășirea acestor apărări antirachete pe care le avem este Avangard, o rachetă intercontinentală cu un sistem de planor intercontinental. Așa că nu puteți compara bugetele. Practic, am anulat tot ce au făcut, tot ce au investit în acest sistem de apărare antirachetă, declara Putin pentru Dmitri Kiselev, directorul grupului media mamă Sputnik, în care comenta despre largheța imensă și despre risipa care se întâmplă în industria americană de apărare. Și Putin mai spunea că experiența dezvoltării sistemului Avangard demonstrează cursul pe care Rusia ar trebui să continue să-l urmeze în domeniul armelor strategice. Și probabil că în acest moment al videoclipului vă întrebați ce anume este sistemul Avangard. Sistem ce a fost dezvăluit pentru prima dată de Vladimir Putin într-un discurs adresat parlamentarilor ruși prin anul 2018, însă introdus în funcțiune pe la sfârșitul anilor 2019. Avangard, prieteni, sau Vanguard, este un vehicul manevrabil foarte, foarte rapid, care are însă capacitate nucleară și care a fost conceput special să pătrundă în toate sistemele antirachetă existente și cele care încă nu sunt existente, adică care vor fi făcute în viitor. Oameni buni, de ce este demn de luat în seamă acest sistem, chiar dacă multă lume râde de industria și de apărarea Rusiei? Pus pe orbită la bordul rachetelor balistice pe care Rusia le are, adică rachetele balistice intercontinentale grele, R-36 și RS-28 Sarmat, și desigur desfășurat ca parte a sarcinilor utile ale vehiculelor de reiterare multiplă, binecunoscutele MIRV ale rachetelor, rachetele Avangard, oameni buni, pot accelera, atenție, până la viteze de până la 27 Mach, adică 32.200 de kilometri, în aproape toate condițiile spațiului. Și această viteză poate scădea până la aproximativ 15-20 de Mach, adică undeva la 18.523.000 de kilometri din cauza rezistenței atmosferice, mai ales în timpul coborării, adică când se apropie de țintă. Vreau să vă aduc în atenție că vehiculele de planare au o autonomie independentă raportată de până peste 6.000 de kilometri și o putere de explozie între 0,8 și 2 megatone. De asemenea, aceste vehicule sunt disponibile și în modul convențional, folosind forța cinetică imensă generată de viteza mare cu care își ating țintele pentru a distruge o serie importantă de obiective strategice. Pe lângă o manevrabilitate foarte bună și o viteză foarte mare, caracteristicile zborului lor sunt foarte, foarte bune. De asemenea, capacitatea armelor de a rezista la temperaturi de până la 2000 de grade sunt un alt factor care face apărarea împotriva acestui sistem de rachete Avangard în esență imposibil. Avangard, oameni buni, practic în timpul zborului este acoperit cu plasmă. Și probabil mulți vor spune așa și, e bine, plasma absorbe razele electromagnetice, făcând astfel, prieteni, această rachetă a lui Putin un vehicul hipersonic invizibil pentru orice fel de radar, iar ca urmare a energiei cinetice mari pe care o dezvoltă. Sistemele Avangard pot distruge ținte fără a folosi, atenție, armele nucleare. Acesta, oameni buni, este un instrument unic și până în prezent nicio altă țară din lume nu a creat ceva asemănător. Astfel, rușii, având în vedere că rachetele lor purtătoare au o rază de zbor cuprinsă între 15.200 și 18.000 de kilometri. Asta implică, oameni buni, că sistemul Avangard poate lovi în acest moment orice punct de pe pământ.
Și ce este cel mai important de precizat, probabil că mulți nu au înțeles asta până acum, până la 2 duzini de sisteme Avangard pot fi împachetate într-o singură rachetă Sarmat. Pe lângă, bineînțeles, focoase false concepute pentru a păcăli și dispersa apărarea antirachetă inamică. Și nu uitați că Avangard este una dintre cele 2 jumătăți de duzine de arme noi de clasă strategică ale arsenalului rusesc. Iar acest tip de rachete au fost concepute pentru a se asigura că, chiar dacă un adversar a reușit să prindă Rusia cu o lovitură sub gardă, și aici ne referim bineînțeles la o lovitură nucleară sau convențională, acest sistem de rachete va asigura un răspuns garantat orice s-ar întâmpla. Iar răspunsul pe care îl pot genera aceste rachete ar fi suficient de sever pentru a-i forța pe planificatorii inamici sau pe cei care ar vrea să atace Rusia să se gândească de 2 ori înainte de a lansa o astfel de agresiune. Și nu cu mult timp în urmă, Putin lăuda și asemăna crearea sistemului Avangard cu crearea de către URSS a primei sale bombe atomice, în 1949. Și puțin știu că prin anii 1980 se crea un predecesor al programului Avangard, cu un proiect extrem de secret al URSS, cunoscut de foarte puțin sub numele de proiectul 4202 și ulterior denumit sub codul Albatros. A fost aprobat pentru dezvoltare în 1987. Atenție, oameni buni, că a răspuns direct la conceptul de apărare antirachetă al lui Ronald Reagan, denumit Războiul Stelelor. Proiectul însă a fost suspendat la începutul anilor 1990 din cauza încălzirii și apropierii relațiilor cu Statele Unite și cu Washingtonul și mai târziu, bineînțeles după cum mulți dintre voi știu, din cauza dificultăților financiare cu care s-a asociat prăbușirea Uniunii Sovietice. Rusia își reia lucrările la proiectele sale unice de apărare antirachetă abia la începutul anilor 2000, după ce Statele Unite renunțau unilateral și ieșeau din tratatul antirachetă și astfel a început să se desfășoare un scut de apărare antirachetă în Europa. Și așa s-a procopsit România cu scutul de apărare antirachetă de la Deveselu. Retragerea Americii, oameni buni, din tratatul ABM în 2002 a forțat Rusia să înceapă să dezvolte arme hipersonice. Și nu uitați ce spunea Putin într-un interviu. A trebuit să creăm aceste arme ca răspuns la desfășurarea sistemului de apărare antirachetă strategică al Statelor Unite. Sistem care ar fi fost capabil să neutralizeze și să facă învechit întregul nostru potențial nuclear. Astfel, pentru prima dată în istoria Rusiei moderne, atenție, această țară poseda cele mai moderne tipuri de arme hipersonice, care sunt mult superioare în ceea ce privește forța, în ceea ce privește viteza sau puterea și mai ales, foarte important, prieteni, în ceea ce privește precizia și acuratețea, în comparație cu toate cele care au existat înaintea lor și există astăzi, spunea Vladimir Putin. Așadar, cât de rapidă este racheta rusească Avangard? În operațiunile de luptă moderne, viteza, fie pe uscat sau fie în aer, reprezintă de foarte multe ori caracteristica câștigătoare, care face diferența între victorie și înfrângere. Viteza, oameni buni, de neegalată a sistemului Avangard îi permite să lovească ținte oriunde pe glob cu o viteză foarte, foarte mare. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că acest lucru reduce dramatic timpul de reacție al adversarilor și face măsurile tradiționale de apărare cu care toată lumea este obișnuită până acum mult mai puțin eficiente, dacă nu chiar inutile. În plus, sistemul Avangard HGV poate transporta, atenție, mai multe focoase, lucru care oferă o flexibilitate importantă în aplicarea sa strategică în orice fel de conflict. Ce părere aveți, oameni buni, despre acest sistem Avangard? Este oare Europa? Este pregătită NATO sau Statele Unite de un conflict cu Rusia? Și este oare acesta destul de iminent? Lăsați-mi gândurile, părerile sau întrebările voastre în secțiunea de mesaje. Dacă v-a plăcut acest videoclip, dați un like și distribuiți-l mai departe, pentru că România au nevoie să știe adevărul. De asemenea, nu uitați să vă abonați la canalul Adevărul Secrete, apăsând desigur total gratuit butonul acela roșu de subscribe sau abonează-te și clopoțelul din dreapta lui. Până data viitoare, vă urez o seară foarte interesantă și nu uitați să vizionați alte documentare, știri sau teorii incredibile doar aici pe canalul vostru, pe canalul Adevărul Secrete.